care suntem aici, punem gând și suflet ca copii, părinți, bunici, să rămână mulțumiți. Copiii, cele mai finuțe ființe, prin gigășia lor, copiii sunt ușor de iubit. Calitatea sufletului copilului este nealterată. Sinceritatea și puritatea lor impresionează. Voia bună, surâsul gingaș al copilor, sădește în noi speranța de mai bine. Copiii au reușit să ne inspire pe noi toți. Drept dovadă, am strâns câteva poezii dedicate lor. Acestea sunt doar câteva dintre poeziile pentru copii pe care posibil să le auzim la fiecare serbare realizată de ei. Dar și astăzi, când își sărbătoresc Ziua Copilului! Am vrea să fiu mereu copil, să mă împășpiesc fără sfială, să văd pujorii în april, trezindu-se din amorțeală. Să alerg pe scoți, pe afară neapă unde de popor, să văd fondarul din ascunsoare, de cap și de toată urmărilor. Astăzi ne-am adunat aici, de la mic la mare, pentru a marca Ziua Copilului sub un aspect altfel. Un pic altfel decât a fost până acum la noi în sat, și anume, acest micut, dar simpatic loc, numit Orășelul Copiilor, unde ei pot să se joace cu semnul săi liber, interesant și distractiv. Acest loc frumos a putut fi avemajat datorită unor stărânițe, a unor idei frumoase de a înfrumuseța satul nostru și cu toate că ceea ce se vede încă nu e tot, proiectul pe care se desfășoară cu diversirea teritoriului și participarea activă a noastră la frumusețarea lui. Despre cum s-a desfășurat lucrările aici și cum s-a putut ajunge la ceea ce vedem noi astăzi, o să invităm pe preotul Vadim Proschinski ca să ne povestească despre participanți, donatori și colectare de fonduri. Hristos a înviat! În această frumoasă zi de vară, dar mai frumoasă, dar prin prezența soarelui, toate că astăzi lipsește, a călcurii, toate că sunt niște elemente indispensabile din viața noastră, ci prin bucurie celor mai dragi ființe din viața noastră și anume copiii. 1 iulie e Ziua Internațională a Copiilor, zi în care nu mărginim iubirea față de ei, ci o reînnoim prin acele cuvinte frumoase, dar și cadouri deosebite. Prin implementarea proiectului în mediul rural de către AOC Certitudine, cu finanțare de 5.000 de lei prin programa de la RFH360, am început un proiect Copiii Fericiți, un gând pentru părinți, gândindu-ne la un loc rezervat pentru cei mici. Acest proiect prevedea în sine aportul primăriei și a fost tot în valoare de către 5.000 de lei, dar totodată și aportul comunității, care a fost de 7.855 lei. Dar asta nu e tot. La acest proiect am elaborat și alt proiect, și anume parte de agrement și sport pentru tineri, la care au contribuit 6 cetățeni ai satului nostru de peste Hotare, cu suma de câte 1.000 de lei fiecare, adică 6.000 de lei. În total, la elaborarea a ceea ce se vede aici, adică noi am preconizat ca să fie de vale, dar nefinisat, cred că săptămâna viitoare vor fi instalate cu întârziere, dar oricum celelalte obiecte, dar totuși vor fi un topogan și o carosieră și asfaltat cu asfalt uscat. La tot acest mic proiect s-au colectat și cheltuit 23.855 lei. Am mai câștigat un proiect datorită primăriei de încă 15.000 de lei, dar încă nu s-a finalizat. De ce sperăm că până în toamnă să-l implementăm aici, prin plantarea copacilor decorativi și altor obiecturi de artizanat. La împlinirea 400 de ani de la înființarea satului nostru, cineva poate spune că sunt mulți sau puțini, nu asta contează. Important a fi ce are el la moment. Acest loc care se încearcă de a-l înversi și înfrumuseța prin stăvința multor sudori, nu trebuie de neglijat, ci apelând la dumneavoastră, adică cetățenii satului Vrănești, să păstrați ceea ce s-a făcut. Avem problema vacilor care greu de soluționat, am pornit și un mic iaz pentru azăparea vacilor, dar din considerente tehnice se întârzie. Amplasarea urnilor la moment în parcul de agrement și poate pe viitor și în întreg satul nostru va face să fie mai curat, dar și cetățenii mai grijuliți. Dar să ne consolidăm spre a menține și păstra măcar ceea ce s-a făcut și să nu fim indiferenți față de munca cuiva. Totodată aș dori să fac o remarcă și asupra asociației noastre și din considerente că sunt mulți din voluntarii și membrii ei.
După cum cunoașteți, eu deja activez la UNIEP și de aceea toată munca și activitatea asociației APUS revine preotului Marcel Dodu prin numirea ca vicepreședinte al asociației. De activitățile asociației pe viitor și va monitoriza lucrările date. Totodată, pentru activitatea și munca depusă, idei de noi și promovarea și susținerea asociației APUS, se numește în funcție de președinte de rândul tinerilor Ioan Bărsanu. Mult succes, Ioane, și mai departe. Luată numire în funcție tot pentru activitate și responsabilitate ca vicepreședinte de rândul tinerilor, Bulgar Victor. Unde-s doi, puterea crește. Mai sunt locuri vacante ca secretar și șef de departamente, care cred că în jumătate de ani se vor mai aranja lucrurile și revenim cu noi numiri și noi acțiuni pe măsură. Asociația noastră se lăjește ca teritoriu și de luna viitoare va avea sediul la Ungheni, Sporeni și Vincești. E bine când tinerii găsesc ocupații spre beneficiul comunității și spre dezvoltarea lor intelectuală și însușirea noilor abilități și noi cunoștințe. Să revenim ca la sărbătoarea de astăzi, Ziua Copiilor, și să fie ca cei mici să iubească și să fiți iubiți, prețuiți și nu chiar tare alimentari. Copiii sunt viitorul nostru de comun. Dați să ajutăm noua generație ca să crească sănători, plin de energie, iar noi să-i susținem și educăm. Hristos a înviat! Fiindcă este Ziua Copiilor și aici ne prezinți la această sărbătoare copii, tineri și părinți, cei mici, chiar de sărbătoarea lor, au venit să le facă o surpriză, prin câte ceva și recita de poezie. Bye.
fără copii și pomii și va ține ziua bucuria, păcii și lumii.
care nu povede, de care tu ești împărat, că țară în care totul este, rău nu ne desfărțați. Unde ajungiți, rugiți bine și nu mai e duminică, o țară care totul veste și maica ta și tarcă. Îndepărtate primăta copacele dinte prăsă, soarele încăzesc, cerul bine este mie.
Floricica din satul Brănești este doamna Olga Bursanu, care ne vine cu un cuvânt de felicitare. Da, într-adevăr. Dacă vrem să avem o generație frumoasă, deșteaptă, trebuie să investim anume în acești copii ca să crească, să se poată dezvolta, să înveți și să ne aducă nouă bucurie și numai bine. Vă mulțumim pentru atenție care le-ați urmărit, ați urmărit copiii dumneavoastră, ați urmărit singurile lor și să vă transmit aceste gânduri mai departe la toți copiii lumii. Vă mulțumim frumos și sufrat. Încă două minute. Asociația Tinerilor Ortodoxi din Sângerei, membru de onoare al Asociației ANU și totodată căsăteanul nostru Victor Pocari, Compania Gilibel, în ultimul rând primăria din orașul Sângerei. În scenă se invită primarul orașului Sângerei și totodată în satul nostru, domnul Vasile Doga, cu cuvânt de felicitare. Sunt foarte bucuros de a fi în această zi, prima zi de vară, împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare, sărbătoarea copiilor. E o nedreptate dacă dumneavoastră, dragi copii, nu le trăia sărbătoarea dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți cele mai dragi ființe și cele mai așteptate. Deci e bine ca ziua de astăzi să vă aducă tuturor dumneavoastră în primul rând zâmbet pe față, să vă bucurați de soarele de afară, să vă bucurați și de ploaia care este astăzi, pentru că ploaia ne aduce roadă. Noi, cei de la primărie, care avem venirea să vă creăm condiții pentru ca dumneavoastră să puteți crește mari, să vă dezvoltați, avem mereu datorie față de dumneavoastră. Și ceea ce facem pentru dumneavoastră, vreau să spun că este puțin, că avem cu mult mai mult de făcut. Vreau astăzi, în prezența tuturor dumneavoastră și părinților dumneavoastră, să vă doresc să creșteți mari, să vă bucurați de viață, să aveți întotdeauna în preajma dumneavoastră pe părinții dumneavoastră, pe mama și tata, pe frații și surorile mai mari și întotdeauna deasupra capului să avem un cer senin. Să creșteți mari, voioși, viguroși și puternici. Și totodată, astăzi, în prezența tuturor dumneavoastră, vreau să aduc sincere mulțumiri Asociației Tinerilor Ortodoxi din satul Brănești, în frunte cu părintele Vadim, pentru tot ce ați făcut dumneavoastră aici în sat. Intrarea în satul dumneavoastră, parcul care noi dumneavoastră, pentru că astăzi îl deschidem oficial, a schimbat și înfățișarea satului. De aceea vreau ca tot ce ați făcut dumneavoastră, cu participarea dumneavoastră, atât prin muncă, tânăra financiară, să o păstrați, să dezvoltăm și, într-adevăr, să devină un parc a distracțiilor, un parc a odihnii. De aceea, din numele primăriei, vreau să aduc sincer mulțumiri Părintele Vadim, pentru ce ați făcut și ați primit acești copii, pentru aceste lucruri mari.
Vreau să mulțumesc dumneavoastră, stimați copii, participanți, la tot ce ați făcut dumneavoastră și să nu lăsați mâinile jos, ca să mergem mai departe. Vreau să am încrederea, dar o am de plină 100%, că odată cu plecarea părintului Vadim la o nouă funcție în Ungheni, estafeta dumneavoastră a transmis-o părintelui Marcel, domnului Ion și domnului Victor, care sper că veți continua și să facem în continuare lucruri mari. Și permiteți-mi ca din numele primăriei să dăruim 2000 ca tinerii, practic, să se poată juca în parcul de auditorii, să apropie Ion și Victor să vă reînmâneze. Că mii cuvințile să vă rugați tot. Sportul acesta este sănătatea omenirii. De aceea, încă o dată, cu sinceritate, felicitări cu ziua de astăzi. Totodată vreau să felicit și pe toți pedagogii de la grădinița din localitate pentru munca care vă pune dumneavoastră lucrarea tinerii generații a satului Vrănești. Pentru că munca dumneavoastră este destul de grea, de la dumneavoastră se cere multă răbdare, multe cunoștințe, iar dumneavoastră sunteți aceia care le posedați. Sănătate și succes dumneavoastră la educarea tinerii generații. Vă mulțumesc! Când pe pop albastră a venit în teostea, ca să-mi scrie pe fereastră, să trăiești, e ziua ta! A venit și o rădulică, tot lângă fereastra mea, ciripind, a vrut să-mi zică, să trăiești, e ziua ta! Și s-au clipul plin de floare, pus într-una și gărenar, și-ora se înșoptească o urare, să trăiești, e ziua ta! Dar și flori, și cânt, și stele, toate ne-am putut afla, în urarea mamei mele, să trăiești, e ziua ta! Cei care au adus aportul lor necondiționat pentru această sărbătoare, nu numai la implementarea proiectului, muncă fizică și aport financiar, dar și-au venit cu un program de practic pentru tine. Este invitat aici membru și voluntar la Asociația Artus, Victor Purgat, care va cânta ceva pentru cei prezenți de repertor formația Acord. Dacă doare, dacă zi, nu mă duc.
tu, dacă toate s-au plâns, numai tu, numai tu, numai tu, dacă toate cu de tine, numai tu, numai tu, numai tu, lumina care a bun, numai tu, numai tu, numai tu. Maria, Rosa, 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 Maria, Rosa,
de pasăre ce alunecă în zare și un lucru de astfel veșnicie, copilăria e toată floare. Copilăria nu trebuie răchită, că de primul nostru cuvânt și-o cumoară, prea greu găsită, copilăriei cu anghele de mână. Atenție puțin! Acum dorim să avem alături mici copii de la Dumnezeu. Să le păstreze și să le realizeze când va crește mai mare. Această energie, această dorință, să o aibă și în continuare, fiindcă greutățile și toate celelalte le împlinim, se dau alături, se depășesc prin îndemnul, prin râna care ne-o dă acel elan, elanul din copilărie, gândul de a ne împlini, de a face ceva și noi când vom ajunge mari. Când vom ajunge mari, să ne împlinim visurile noastre, credința noastră, că vom putea și noi face ceva, de pe acum să ne stăruim, să ne punem efortul, precum cei mari vă fac, vă așează calea, vă bătătoresc calea, ca să vă realizați în viață și voi ușurează lucrul, vă ușurează activitatea voastră și voi în gândurile voastre, visurile voastre să le realizați. Întotdeauna, care este cel mai iubit sfânt al vostru copiilor? Cine de cadouri copiilor? Ce sfânt de astea? Sfântul Nicolae, Moș Crăciun, da? În biserică, tot timpul această dragoste față de copii a fost întotdeauna. Sfântul Nicolae care poartă grijă cu dragostea sa, dar totodată și cu sinceritatea și cu
dreptatea sa. Moș Crăciun, care prin Bucadorul Dumnezeu a iubit copiii, i-a lăsat, Mântuitorul a spus să lăsați copiii să vină la mine, de aceea și Dumnezeu îndeamnă și voi, biserica a fost mereu alături și a încurajat.